Spectacol și lupte încrâncenate, multe terminate cu knockout-uri, aceasta au putut vedea românii din Londra la sfârșitul acestei săptămâni. Cei mai buni sportivi din țară au venit la o gală de 5 stele să lupte la gala Respect World Series. România au luptat cu sportivi din Anglia, Turcia, Polonia, Croația, Olanda sau Portugalia. Ciprian Șchiopu, oltean din Caracal, a învins prin knockout. În cel mai așteptat meci, Beni Adebuyi l-a învins la puncte pe olandezul Colin George. O gală dedicată prin spectacolul oferit românilor din diaspora de sportivii români. Ce ți-a plăcut cel mai mult de acolo? Din punct de vedere organizatoric, pot spune că totul, o producție foarte bună, dar cel mai mult și mai mult, fiind și antrenor, mi-a plăcut spectacolul oferit de sportivi, de sportivii români. Adică... Care te-a impresionat cel mai mult? Acum... Ca show, cel mai mult cred că a fost Tolea, ca spectacol, ca fighter, ca luptător, Andrei Stoica, Beni. Gala a fost organizată pentru românii din diaspora. Ionuț Puca a fost arbitru, alături de Atsushi Onari, arbitru cu promoția K1. Chiar dacă a existat multă oboseală, mă bucur că am fost pe fază la fiecare situație și... că sunt alături de această echipă mare, Respect Gym și de acest om extraordinar, Alin Panaite. Tolea și Bogdan Stoica s-au accidentat și nu au mai putut continua lupta. Bogdan a făcut fisura la metatarsiene, iar Tolea și-a rupt degetele. Andrei Leuștean de la Scorpion Iași a învins prin knockout, iar Țebi Ciobanu a pierdut prin knockout, în timp ce Andrei Stoica a câștigat tot prin același procedeu.